Iubiți miri, iubiți nănași, iubiți nuntași, nu este dragoste mai mare decât aceea de a-și pune cineva viața pentru aproapele său. Adică să te pui pe tine pe planul 2 și să-l trăiești pe celălalt mai mult decât te trăiești pe tine. La voi lucrurile stau mult mai ușor, pentru că voi, în primul rând, că vă iubiți. Iar iubirea de la sine înseamnă jertfă. Câtă vreme omul e dispus să jertfească, adică să facă exact ceea ce spune Mântuitorul, să primească viața celuilalt, să nu-i pese de el, să-i pese mai mult de celălalt. Hey, hey, let your brain come down and set me and flood the ground, I got no shame and I ain't proud. Lord, let your rain come, Lord, let your rain come down, down, down. Sigur că în lume necazuri veți avea. Una e să ai necazuri singur, alta e să ai necazuri când ești împreună. Una e să știi că Raymond e de față și te va sprijini în necazul tău și altceva e să știi că Andrei lângă tine și te va mângâia în necazul tău. Nu e ușor și nu sunteți singuri. Iată, Dumnezeu v-a rânduit o pereche de nănași, părinții voștri spirituali.